A fost militar toată viața, iar când s-a îmbolnăvit, a căutat ajutor la un alt militar, la un doctor militar. Azi îl acuză că, în loc să îl trateze ca pe un pacient, l-a folosit ca pe un cobai uman. Cel pe care îl acuză e puternic, are bani și funcții, el e bolnav, abia se mișcă și nu-și permite avocat. Nicolae Iordache spune că a paralizat după ce a participat la un experiment medical, fără să știe riscurile la care se expune. Eu am fost la spitalul militar internat pentru diabet. A venit întâi o domnicioară doctoriță rezident. Și a zis așa, domnul Iordache, uite, precizez, nu primeam decât din 10 medicamente o jumate. Și a venit ea și mi-a zis, domnul Iordache, uite, am niște medicamente, vrei să le iei? Sigur că vreau, domnul Iordache, doctorița, am spus eu, de ce am venit la spital, nu să-mi dați, să-mi fac bine? Și în timp ce vorbeam cu ea în salon, a intrat doctorul Ranetti, care e șeful secției. Și el m-a întrebat, domnul Iordache, uite, am niște medicamente, la care doctorița aceea l-a informat. Am vorbit eu cu domnul Iordache mai înainte, acceptă, domne, da, vino la mine. M-am dus la birou. Mi-a dat o hârtie, am semnat, eu sunt militar cu experiență, am semnat pentru primirea medicamentelor. Am făcut 30 de injecții Vesel 2F. Eu o domniță aici, așa ea mi le-a făcut și am luat 270 de pastile Vesel 2F, 3 pe zi, dimineața, prânz și seara. Când le-am terminat, am paralizat. Și atunci m-am hotărât, l-am acționat în judecată pe doctorul care mi l-a dat. Era Neti. N-am să spun o vorbă rea despre el. Doctorul Ranetti era în acea vreme șef de secție la Spitalul Militar Central. Tot în acea vreme, Registrul Comerțului arată că doctorul Ranetti, ofițer, și-a făcut o firmă care se ocupa de activități de asistență medicală ambulatorie și alte activități referitoare la sănătatea umană. În 2004, în doar 6 zile lucrătoare, firma Ranetti Medical Research SRL a făcut, fără niciun angajat, un profit de 160.027 de lei. În anul 2005, a avut un câștig de 195.934 de lei. Ranetti s-a retras din firmă în 2005, dar hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial abia un an mai târziu. Statutul cadrelor militare interzice ofițerilor să aibă firme comerciale. Pe doctorul Ranetti nu-l atinge legea militară. Câțiva ani mai târziu a fost promovat comandant al Spitalului de Elită, unde e tratat în regim de urgență și președintele Republicii. Cum vă vedeți dumneavoastră acum, eu mă consider excelent. Mă dreapă excelent, sunt un om paralizat. Da, față de cum am fost, aoleu, păi aproape un an de zile nu m-am mișcat în pat, m-a spălat nevastă mea. Am pierdut relația sexuală de tot, nu numai acestui duc și fug de nevasta mea. Să dea Dumnezeu să nu înțelegeți niciodată ce spun acum. Și din toată boala asta, ăsta mi se pare locul cel mai groaznic. Pentru că nu sunt totuși prea bătut.